Ferit e tot ferit, însă în ultimele episoade arată iubire față de Zeiran, e potolit în cuvinte, nu mai contează motivele. Să vedem puțin. Apare o fostă iubită, o mie de luni mai târziu, și îi spune soțului perfect că e gravidă. În afară de testul ADN, va veni și acela, că doar nu adună corhanii toți ploți de pe stradă, Ferit a făcut exact ce s-ar aștepta de la un bărbat matur, și-a asumat responsabilitatea dacă lui i-au dat bine calculele, înseamnă că ocazia de concepție nu a lipsit. Și uneori lunile care trec pentru noi nu sunt aceleași cu timpul din serial, deci nu vă mai chinuiți cu calcule, că asta e intrigă, vom vedea dacă copilul e sau nu e al lui ferit. Deocamdată, ferit este pentru prima oară așa cum aș vrea să văd un personaj masculin, e atent la durerea lui Zeiran, e bâlând, empatic singura problema este sinceritatea lui. Între soți totul trebuie vorbit, discutat, analizat, însă el e crescut într-o familie care respectă supremația bărbatului, deci e greu cu acest aspect. Să trecem la Zeiran. Știți că am fost apărătoarea ei 100%. Însă Zeiran trebuie să învețe că un soț poate fi pus în centrul vieții femeii, dar nu să ocupe toată viața ei. Femeia trebuie să păstreze loc pentru ea însă și, pentru viața ei strict personală, pentru prieteni, colegi, hobby-uri. Pentru Zeiran, când e o mică problemă cu ferit, s-a oprit lumea în loc. Că e cu ferit sau nu, viața ei continuă. Asta face o femeie puternică. Nu are nicio legătură cu iubirea. Poți iubi oricât de mult un bărbat, chiar e lăudabil acest lucru. Dar viața trebuie să continue și fără el. Suna a avut dreptate în felul ei. Poate din această cauza, adunată la motivele ei, Suna continuă cu ideea nunții. Despre caia, încă nu aș putea spune cu hotărâre că e pozitiv sau negativ. Însă Naked a fost cea mai mare dezamăgire a mea, pentru că am acceptat ideile ei de răzbunare, dar un astfel de comportament al unei femei față de alta e repulsiv nu se poate permite așa ceva. Una e să nu accepti femeia aleasă de fiul tău, alta e să o umilești în acel hal. Suna trebuie să realizeze că viața nu da decât palmă după palmă unei femei atât de sensibile, inocente și altruiste ca ea e normal ca caia să nu o iubiască, ar fi fost și absurd după trei zile. Doar nici ea nu îl iubește, însă vorbele lui Dor. La naiba cu mila unui bărbat care are acest motiv pentru însurătoare. Să revenim la cuplul principal, despre suna mai am nevoie de piste ca să-mi dau seama exact ce e. Zeiran va afla despre o sarcină de câteva luni. De pe vremea când ea era de neatins și prințul continua cu relația cu Amanda, și ieșitul prin cubluri. Prea multe nu are de făcut, ori divorțează, pentru că nu poate împărți prințul între ea și un copil cu o altă femeie, ori acceptă situația și optează pentru a avea încredere în el mai greu de îndurat mi se părea abuzul verbal al lui Ferit decât situația actuală, dar eu am alte standarde. Pentru Ferit este grea alegerea. În condițiile actuale, ori e iubirea vieții, ori fiul lui nenăscut. Chiar greu pentru el oricum nu îi poate avea pe amândoi. E clar că bebelușul ori vine la pachet cu mămică lui, ori nu e. Unchiul îmi place de mor. Poate pentru că actorul este printre preferații mei din teschilat în nebunia lui, spune exact lucrurilor pe nume. Ori soția, ori pelin, nu există altă soluție. Acum ferit, alegerea e a ta. Toate lucrurile, acțiunile și deciziile noastre au consecințe în viață și acum e pentru prima oară când ferit trebuie să plătească un preț. Încă se poartă ca un răsfățat, amenințând și urlând din stânga și în dreapta, când ar putea fi nimicit de sehmuz. Să fim puțin realiști, viața e grea, orice relație este pusă la grele încercării, unii pierd un bebeluș, alții se confruntă cu boli grave. Ceea ce trebuie să trăiască zeiran ferit deocamdată e floare la ureche, acum se va vedea dacă sunt împreună la bine și la greu sau nu sunt deloc. Concluzia, dacă nu l-ați tras de urechi pe ferit până acum, în acest moment chiar nu e cazul, băiatul nu greșește cu nimic, e confuz. E disperat și foarte afectat de toată situația. Peze că ferit poate fi iubirea vieții ei, dar nu viața ei. Suna trebuie să crească emoțional și să învețe că nu mai trebuie să permită nimănui ce a făcut tatăl ei cu ea.